Emisiunea este realizată cu sprijinul companiilor domeniile Ostrov și NHR Agro Partners. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, ai emisiunii noastre. Astăzi vă dăm binețe din grădina botanică Dimitrie Brinză din capitală, gazda noastră perfectă, unde vă invităm și pe dumneavoastră să admirați splendorile toamnei și să vă relaxați. Emisiunea de astăzi are în cuprinsul său subiecte cât se poate de interesante. Problematica porumbului, cum facem să păstrăm semințele cât mai bine până la vânzare și încă alte subiecte pe care vă lăsăm pe dumneavoastră să le descoperiți. Am vorbit cam mult, ne oprim aici, începem emisiunea. În multe dintre emisiunile noastre am prezentat tragedia porumbului în anul în care încă ne aflăm. De această dată vom încerca să aflăm ce perspective are specia respectivă în condițiile schimbărilor climatice de la reprezentanta uneia dintre cele mai importante companii consacrată în domeniul producerii și livrării semințe de porumb pentru agricultori. Doamna directoră, un an deosebit de greu pentru agricultorii din România și nu numai până la urmă, chiar în Europa. A zice chiar câțiva ani foarte grei pentru agricultură și pentru agricultori. Ce perspective vedeți vis-a-vis de cultura porumbului pentru perioada următoare în condițiile în care, iată, schimbările climatice și toate celelalte fenomene fac ca această cultură importantă de porumb să aibă de suferit? Da, într-adevăr, acest an a atins punctul culminant, aș putea spune, al efectului secetei în țara noastră. Este vizibil și toată lumea a trecut prin într-un sezon când seceta s-a instalat exact, dacă ne referim la porumb, când porumbul avea cea mai mare nevoie de apă, deci l-a înflorit și nu a mai plecat pe o suprafață care este de mai mult de 2 milioane jumătate de hectare, așa cum știm cu toții, a fost afectată de secetă atmosferică și pedologică drastică. Dar, din păcate, cultura porumbului a fost, cum spuneam, cea mai afectată, iar zona de sud-est a României a devenit, putem spune în acest an, zonă fără porumb. Deci nu avem porumb în sud-estul României decât în suprafețele sau pe suprafețele irigate. Și de aici ne întrebăm mai departe ce facem. Deci nu avem soluție decât să fim pregătiți cu instalații de irigat dacă vrem să cultivăm porumb în această zonă a țării. Din păcate, suprafețele irigate, așa cum știm cu toții, sunt destul de mici, iar lipsa de investiții, atât private cât și intervenția statului, ar adus la această, să spunem așa, acest dezastru în România, care dintr-o țară, să spunem, cea mai mare din Europa, cultivatoare de porumb și era, să spunem, exportatorul numărul unu de porumb în Europa și nu numai, devenim acum poate cel mai mare importator de porumb. Este foarte, foarte grav. Ce face cercetarea? Cercetarea din compania dumneavoastră și cercetarea în general, ce știți că face sau ar putea să facă pentru ameliorarea hibrizilor de porumb a speciei respective, pentru că știu tot de la cercetători, există totuși rezerve în ceea ce privește ameliorarea și conferirea unei rezistențe mai mari a specie respectivă a porumbului la fenomenele extreme. Deci așa cum știți, compania din care fac parte investește în fiecare zi 4 milioane de dolari în cercetare pe zi pentru a obține genetică și hibrizi mai performanți și adaptați la fiecare zonă de cultură din lume. În România avem din 2010 am lansat hibrizii Aquamax. Deci sunt hibrizii cu toleranță la secetă. Dar și în fiecare an venim cu îmbunătățim această grupă de hibrizi cu hibrizi noi mai rezistenți la secetă și mai performanți din punct de vedere productiv. Problema este că nu există un hibrid de porumb care să aibă caracteristicile unei plante de cactus.
Deci nu putem să cultivăm o plantă de porumb cu zero apă. 0 mililitri de apă. Și nicio specie, până la urmă, fără apă nu poate exista. Nu putem. Singurul lucru care îl putem face este să cultivăm hibrizi cu toleranță la secetă, dar dacă nu avem, sau condițiile meteorologice ne spun că nu va ploua, să fim pregătiți cu sistem de irigație, așa cum se întâmplă aproape în toată lumea. Deci cine cultivă porumb e pregătit cu sistemul de irigație. Nu plouă, îi dăm apă, nu putem să avem cultură de porumb fără apă. Alternative la această cultură, vedeți? Alternative, înlocuirea porumbului cu altă cultură în sud-estul României, nu o văd. Floarea soarelui este un pic mai tolerantă decât porumbul la secetă, dar nu putem să înlocuim toată suprafața de porumb cu floarea soarelui, avem nevoie de rotație. Nu putem să înlocuim, să spunem, porumbul cu soia, soia și ea fiind o mare consumatoare de apă. Deci înlocuirea porumbului nu se poate face decât acum în toamnă cu rapiță sau culturi cu cereale. E singurul mod prin care putem să ne diminuăm suprafața de porumb din primăvară având culturi de toamnă. Dar ce facem cu rotația? Deci este într-adevăr o problemă. Nu avem soluții decât apa și irigațiile. Mulți fermieri agrează ideea, o agrează deocamdată ca idee, sorgul în cultură. Ce părere aveți? Se discută despre această cultură de foarte mulți ani și, după cum vedeți, nu există suprafețe în creștere a acestei culturi. N-aș putea spune că sorgul poate să înlocuiască 100% porumbul. Este o alternativă la care fermierii vor apela pentru suprafețe mult mai mici. Porumbul rămâne cultura românului și trebuie să facem tot ce putem să nu o pierdem. Ce perspective aveți pentru anul următor în condițiile în care, iată, suprafețele, cum spuneți și cum se preconizează, vor scădea suprafețele de porumb cultivate, dat fiind faptul că încă nu avem un sistem de irigație bine dezvoltat în România. Ce perspective există privind cultura porumbului în România? Va crește, va scădea? Și de asemenea, dacă gândiți că ar fi de abordat cel puțin ideea precocității, folosirii hibrizilor cu precocitate mai bună. Într-adevăr, tendința de a folosi hibrizi cu o maturitate mult mai redusă, mai precoce, care înfloresc, să spunem, înainte să apară de obicei valul de secetă atmosferică, este o tendință pe care o întâlnim foarte, foarte des, chiar în sud, chiar în lunca Dunării, avem ferme care, chiar dacă apa freatică încă îi salvează, folosesc sau apelează la hibrizi de maturitate semitimpurie. Deci între FAO 350-400, unde, să spunem așa, un FAO 500 făcea ravagii cu peste 20 de tone. Au apelat la această soluție. Dar este o soluție de, să spunem, de compromis. Noi vrem să obținem producții la porumb. Dacă investim în tehnologie, dacă investim în pregătirea solului, investim în îngrășăminte, investim în sistem de irigație, atunci mergem pe un hibrid semitardiv de la care putem să recoltăm și 20-23 de tone. Deci investiția e recuperată 100% și vă dați seama... Într-un timp destul de scurt. De asta noi încercăm să convingem și astăzi în această fermă tot ce este irigat. Și încercăm cât putem să convingem fermierii din partea de sud a României să înceapă să se gândească serios la irigații. Mulțumesc foarte mult și mult succes vă doresc dumneavoastră ca companie furnizoare de semințe de calitate, dar și fermierilor. Vă mulțumesc și eu și le doresc fermierilor să devină din nou optimiști, pentru că ne uităm la cer, dar trebuie să ne uităm și la pământ și trebuie să-i dăm pământului ce are nevoie. În ediția aceasta, în cadrul rubricii Standardul Rasei, prezentăm o rasă creată și ameliorată în cadrul Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor, PALAS. Specialiștii de aici speră să obțină curând omologarea rasei de capre Bocarp. Doctor inginer Gheorghe Neață ne-a prezentat câteva dintre caracteristicile ei.
este o populație în formare care are la origine capra carpatină și rasa ameliorată boier. Este o rasă specializată în direcția producției de carne, dar asta nu elimină producția de lapte foarte mare a rasei boier, care duce la o creștere fenomenală a ezilor și are o chestiune de care trebuie ținut cont, că se adaptează perfect la condițiile României. Deci asta este, e o rasă în formare la care Institutul de la Palas lucrează și speră să o omologheze într-un an, doi, ca să fie. De fapt, descendența acestei ezișori arată excepțional. Producția de carne este în jur de 40-50 de kilograme în carcasă atunci când este bine furajat. Cam asta este și carnea are o calitate extraordinară. Este numit somonul cu patru picioare. Ezi la fătare în jur de 3-4 kilograme. Are producție de lapte, îi duce la o greutate, ăștia sunt ezi de 3 luni de zile, au 20-22 de kilograme. Apicultura, activitate cu tradiție milenară în țara noastră, se află la răscruce. Asta spun la unison toți apicultorii pe care am întâlnit la ediția de toamnă a Târgului de Miere din București. Ultimii ani au fost extrem de dificili, iar problemele care afectează foarte grav sectorul apicol au rămas aceleași. Importurile de miere comercializată la preț de dumping, cupajarea mierii și lipsa unui sprijin consistent din partea statului pun lacătul pe multe stupine. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră de apicultor. Când ați început să vă ocupați de această activitate? Da, am început în urmă mai bine de 25 de ani. Am început de la două familii de albine. Cumpăram miere pentru copiii mei, erau mici, de la un vecin. Lucram atunci în zona lemnului, lucram cu sculptura în lemn, lucram o tâmplărie așa. Și încet, încet am crescut pe partea de număr de familii de albine și am trecut din sfera aia în sfera sectorului apicol, unde am investit foarte mult, am făcut și proiecte europene, am făcut și o mică fabricuță de ambalare automată pe fonduri europene, am investit mult. Iar mă întorc la problema care o avem. Suntem aproape terminați, tot datorită faptului că intră acei indulcitori în țara noastră, care este total, adică este un lucru foarte rău pentru noi. Câte familii de albine aveți în momentul de față? În momentul de față am undeva la 450 de familii de albine. Practicăm un stupărit și staționar cu o parte care produc polen, și o parte sunt pe producția de miere, care sunt deplasați la masive muntoase, la masive de salcâm, la culturi de rapiță, pentru a diversifica producția. Mai producem și măci, facem un pic de ameliorare, un pic de selecție, vindem anual undeva la 800-1000 de măci către apicultori. Am încercat să facem o diversificare a producției, să nu mergem pe direcție, de exemplu, numai pe producția de miere. Da, deja te simți mai bine. Într-un an favorabil apiculturii, ce producție de miere obțineți? Este foarte greu să spunem un an. Un an, când spun un an, spun un an cum te prinde anul, adică cum ești de pregătit, cum ți-ai pregătit stupina pentru producție cu un an anterior. De exemplu, noi începem anul acesta, anul 2025, începe în anul 2024 pentru noi. Dacă o să ne prindă foarte bine pregătiți anul 2025, atunci o să facem o producție destul de bună. Sigur că dacă condițiile atmosferice o să fie favorabile. Spuneați că ați accesat și fonduri europene. Cum este acest proces birocratic pentru apicultorii români? Da, fondurile europene pentru apicultori sunt foarte binevenite.
dar birocrația din România, pe mulți apicultori descurajează ca să acceseze aceste fonduri. Sigur că ne-am dezvoltat în anii anteriori, în care a prins o vâlvă proiectele europene, dar acum s-au cam diminuat. Pentru că piața uneori ne face ca să dăm și înapoi. De că investim, trebuie să și scoatem bani. Și acum, la ora actuală, sectorul apicol e într-o cădere, eu zic că destul de mare. Pot rezista apicultorii doar prin forțe proprii? Sectorul apicol nu este subvenționat. Aici e o problemă destul de mare la noi. Toate sectoarele primesc o subvenție. De exemplu, cei cu vaci primesc o subvenție pe vaci, cei cu oi primesc o subvenție pe oi, pe cap de oi, dar noi nu. Noi avem programul strategic, adică PNS-ul care e acum, care ne dă dreptul să achiziționăm utilaje și remorci, echipamente, dar nu e suficient, pentru că degeaba am eu o remorcă să-mi transport stupii dacă nu am unde să-mi vând produsul. Degeaba am echipamente dacă nu pot să-mi vând produsul, pentru că am nevoie de bani să supraviețuiesc. Pe viitor va trebui cei de la Ministerul Agriculturii să se gândească la o subvenție reală pe familia de albine. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă subvenție reală? Care ar trebui să fie suma acordată? Eu cred că subvenția ar trebui să fie în așa fel încât să acopere 80% din cheltuielile unui apicultor pe tot anul. Dacă cheltuielile sunt foarte mari și nu sunt acoperite de 80% în 80% de o subvenție, apicultorul nu va face față să supraviețuiască în condițiile actuale. Spuneți că este important că aveți posibilitatea să dezvoltați stupina, că avem și producții bune, dar că ne lovim de problema valorificării. Ce ar trebui făcut aici? Aici este o chestiune de marketing. Adică noi ca apicultori trebuie să fim uniți în, eu zic că varianta numărul 1 ar fi o cooperativă, dar din păcate cooperativele la noi nu sunt prea funcționale. Pentru că mentalitatea românului a rămas comunismul, în care când îi spui o cooperativă se gândește la partea comunistă, ceea ce a fost, și nu-i real lucrul ăsta. Dar Spania, am fost în Spania, acolo apicultorii sunt organizați în cooperative, 50%, 60% își vând din producția proprie prin cooperativă, iar restul la o clientelă proprie care o are fiecare. În Italia la fel, în Spania la fel. Zic eu, ar fi o variantă posibilă dacă ar funcționa sistemul cooperativ la noi în țară, ar fi una dintre variante. Sigur că o altă variantă, calitatea produsului. Prin calitatea produsului pot să mă lupt cu un fals, dar dacă legislativ nu sunt susținut, atunci tot o să pic, pentru că mă reîntorc la cea poveste înapoi când v-a spus, mă duc la raft, sunt două borcane de miere și ăsta nu e etichetat cum trebuie și consumatorul nu știe ce cumpără și ăsta e etichetat, atunci îl duce în eroare, îl favorizează acel fals și acel produs autentic nu-i favorizat. Pentru că am discutat de valorificare, trebuie să vă întreb, dumneavoastră, unde vindeți producția? Vindeți către angro, vindeți doar în detail? Anul acesta am început să ambalez cu fabricuța mea proprie. O să introducem în magazinele din România și încet, încet și în afară și în vest. Dar este foarte greu să cucerești o piață. Și doar cu un produs, mergem pe un produs autentic. Eu zic că mierea în România ar trebui certificată pe zone. Fiecare zonă să aibă brandul de miere de unde provine. Și atunci când pe etichetă va apărea miere din Sălaj, consumatorul știe mierea din Sălaj e acolo. Vreau miere din Galați sau miere din Brașov sau miere așa, să fie certificată pe zone, ca să nu mai fie aceeași talmoș, balmoș la un loc. Nu, ca să facem diferența, e singura luptă care trebuie să o ducem cu produsele falsificate.
Anul acesta, ce prețuri au fost la kilogramul de miere vândut direct către client? Ce prețuri au fost la Angro? Anul acesta noi vindem salcâmul la 50 de lei kilogramul, mierea de mană de brad la 60 de lei, poliflora la 40 de lei kilogramul. La Angro nu putem discuta despre un preț, că achizițiile sunt foarte puține. Se cumpără la un preț derizoriu. Deci un apicultor să-și vândă producția la ora actuală către un comerț Angro este falimentar. Din start este falimentar. Nu va supraviețui. Trebuie gândit o variantă de a vinde produsul ambalat, controlat, sub un brand, și atunci eu zic că va fi o luptă câștigată cu falsul. Astăzi, dragi prieteni, emisiunii noastre, aș vrea să vă rețin atenția cu un lucru pe care, din felurite motive, nu prea îl luați în seamă. În fiecare an agricol, orice fermier, ori agricultor, se gândește cum să-și pună mai repede la adăpost recolta. Odată făcut acest lucru, liniștea se așterne în fermă din punctul acesta de vedere. Nu de puține ori, când găsește un client căruia să-i vândă din producția lui agricolă, constată că aceasta nu corespunde calitativ. Anul acesta este unul complicat din mai multe puncte de vedere. Le știți și dumneavoastră. Însă, cel mai rău este că, prin multe zone din țară, la culturile de primăvară, nu prea s-a făcut mai nimic. În aceste condiții și puținul pe care l-ați strâns, e bine să fie depozitat corespunzător pentru a mai face un ban grămadă, știți vorba, nu? În recenta zi a porumbului de la Orezu din județul Ialomița, am întâlnit pe cineva care poate să vă ajute în acest sens. Așadar, încă o dată, puțin atenție, vă rugăm! Odată depozitate cerealele în silozuri, pentru că noi cam cu asta ne ocupăm, obiectivul activității noastre. E foarte important ca depozitarea asta să fie în condiții optime și pentru asta ne avem o soluție de câțiva ani în România. Dar înainte să ajungem la România, vreau să vă zic că compania noastră face asta de vreo 40 de ani în Franța. Deci experiență, nu glumă. Experiență la nivel de Europa, iar în ultimii 6 ani de zile, încet, încet am ajuns și în România și facem asta cu succes, zicem noi. Lumea a început să se convingă. Da, asta e cea mai mare luptă, cu ideea de a convinge omul să schimbe. Și din experiența ultimilor 2 ani de zile, am văzut că cei care au făcut pasul au devenit ulterior chiar fani ai sistemului nostru, pentru că funcționează. Vedeți dumneavoastră, mulți se gândesc, domne, mai dau un ban în plus, iarăși cheltuială.
Da, e un ban în plus, dar ban în plus ca să-ți protejezi munca de un an de zile. Ai muncit un an de zile, de exemplu, vorbim de cultura de rapiță care stă aproape un an de zile în câmp. Depozitezi și după care va trebui, înainte de vânzare, trebuie să-ți plătești cultura în condiții bune pentru a putea vinde calitate de marfă. Iar pentru asta noi venim și ajutăm fermierii să poată vinde într-adevăr în condiții bune de depozitare, în condiții ideale și să-și poată vinde marfă de calitate, fără infeste, fără... Dumneavoastră oferiți un serviciu, nu? Veniți și aplicați acea metodă de care vorbeați. Exact, foarte important, mulțumesc, mi-ați dedicat-o la Filou. Vindem un serviciu, adică vindem un sistem complet, o pompă, dar pompa asta, ca să folosim de ea, ca să tratăm, boabele, vindem și un insecticid care este omologat la nivel de Uniune Europeană pentru combaterea dănătorilor din siloz la cereală păioasă, iar un al doilea produs, la fel cu omologare la nivel de Uniune Europeană pentru combaterea porumbului. Așadar, vindem într-adevăr un sistem complet, pompă cu care facem nebulizarea insecticidului de care tot mai v-am spus mai devreme. Și durează mult treaba asta, veniți la fața locului? Nu influențează cu absolut nimic ca procesul de depozitare, adică se face înainte de depozitare? Da, ideal așa ar fi. Și ce mai mulți clienții noștri fac la intrare. Deci odată intrată marfa în siloz, se face și tratamentul respectiv. Pentru că odată intrat, cu sau fără probleme, marfa ulterior, după ce trece prin sistemul nostru de nebulizare, cu siguranță rămâne în condiții optime de păstrare și depozitare. Cât timp? Unele din avantajele sistemului nostru este că efectuarea unui singur tratament la intrare, prin transfer sau la ieșire, de exemplu când vrei să vinzi marfa. Un alt avantaj, de exemplu, poate fi faptul că nu imobilizezi marfa, spre deosebire de alte sisteme din piață, aici nu se imobilizează marfa. Și un alt avantaj important, zicem noi, este faptul că poți optimiza și poți alege perioada de protecție de la început. Dacă ai de gând să ții marfa 4-5 luni de zile, dozezi în funcție de perioada de protecție, iar dacă vrei să ții marfa a la lung, să zic așa, pe o perioadă de până la un an de zile, din start ai posibilitatea să alegi dozare mai mare pentru protecție până la un an de zile. Până la urmă, omul dă un ban pentru treaba asta și câștigă la rândul. Câștigă calitatea păstrării cerealelor pe care ulterior va trebui să le valorifice prin vânzare. Deci obține un preț mai bun la vânzare. Da, pentru că pe perioada depozitării, mai ales dacă perioada de depozitare este îndelungată și ai infeste în celule, asta specialiștii știu, sunt pierderi. Cu cât depozitezi mai mult marfa, iar prezența de dăunători este acolo prezentă în siloz, în perioada asta se produc pierderi la nivel de boabe în siloz. Și atunci, practic, să păstrezi cerealele în condiții bune, adică fără infeste, fără prezență de dăunători, este un argument foarte important ca la vânzare să nu ai probleme cu livrarea mărfii la destinație. Multe sunt locurile minunate în țara asta, la fel și oamenii care le locuiesc mai cu seamă atunci când pun mână de la mână și mai adaugă câte ceva lângă ceea ce natura și bunul Dumnezeu le-a oferit uneori cu prisosință. Dar cum ne știm, contează și cine și cum păstorește locurile. Domnul primar, mă bucur tare mult că am reușit să ajung pe Valea Ilvei, în localitatea dumneavoastră, și se simte mâna de gospodar. De când sunteți primar? Sunt la 8-lea mandat, respectiv de 28 de ani. Felicitări. Nu-i puțin lucru, înseamnă că se și simte continuitatea activității unui primar și unui păstor al unei comunități. Bănuiesc că ați realizat și o serie întreagă de investiții aici. Se vede, se simte în localitate. Care sunt cele mai importante?
Îngăduiți-mi de început să vă adresez cuvântul de bun venit. Mulțumim. Și sigur că suntem deosebit de onorați pentru că ați ales Lunca Ilveș și ca de fiecare dată suntem într-adevăr dornici de a ne prezenta ceea ce am reușit împreună cu cetățenii acestei localități, cu agenții economici din localitate potențiale, să facem lucruri frumoase care să fie o atractivitate pentru toți cei care ne calcă pragul. Vă spuneam că investițiile de bază sunt vizibile, dar o să le iau în câteva puncte. Ca și prioritate, în momentul când am preluat destinele acestei comunități, a fost sănătatea și învățământul. Erau două zone care erau destul de afectate, era perioada de după Revoluție, era o perioadă când localitatea în anul 1989 a fost desființată, știți politicile epocii comuniste, când toate localitățile limitrofe au fost duse înspre reședința de județ, dar odată cu acea revoluție, sigur că ea a revenit la matcă. Astăzi ne bucurăm că este o localitate prosperă, o localitate cu foarte multe locuri de muncă, spre deosebire de alte localități ale județului și nu numai. Și cea de-a doua prioritate, sigur că a fost crearea de locuri de muncă, lucru care de fapt s-a și întâmplat în 97, fabrica era și în vremea trecută, dar fusese închisă. Și atunci în 97 au început tatonările, în primul rând descoatere la privatizare, pentru că făceam parte din marele IFET al județului și în felul acesta am reușit ca să-l convinge pe actualul reprezentant administrator al fabricii, respectiv domnul Iugan, să achiziționeze acest obiectiv atât de important și de necesar pentru comunitatea noastră. Și pentru zonă, pentru că categoric e o zonă și pentru zonă, dar în primul rând ne-am raportat doar la noi. Ulterior s-a confirmat că e și pentru zona respectivă adiacentă, pentru că dacă vorbim de locuri de muncă, sigur că ele nu au fost suficiente și atunci a trebuit să recurgă la localitățile limitrofe, tocmai în așa fel încât să poată asigura fluxul tehnologic la aceste fabrici. Concomitent, am optat pentru prelucrarea produselor din zona motană și în special laptele, fapt care a demonstrat că se poate și avem și o fabrică cu produse renumite, Eliezerul, iarăși o fabrică destul de cunoscută și în România și nu numai, peste hotare, într-adevăr. Și iată că sunt două din obiectivele de importanță majoră care duc un plus valoare acestei comunități. Revenind la subiect, ceea ce înseamnă sănătate, sigur că aici am fost deficitar pentru, în primul rând, plecând de la spațiu. Spațiul era total impropriu, am încercat o primă modernizare a clădirii, apoi medicii care au fost s-au succedat, iar în acest an finalizăm clădirea, probabil că ați văzut-o, dacă sigur. Nu o să vedeți. Este terminată, suntem pe partea de dotări, dispensar de rural, într-adevăr, dar care se bucură de spații suficiente pentru a crea servicii de bună calitate pentru cetățenii din zonă. Și medici aveți pentru acest local? Da, din fericire avem medic din localitate, bravo, generalist, avem important. Medic stomatolog din localitate și sigur că avem contracte de colaborare cu anumite clinici din județ care vin pentru anumite analize, tratamente de început și așa mai departe. Aveți o suprafață însemnată de păduri, care constituie o bază materială și economică importantă pentru localitate. Care sunt preocupările importante, principale ale locuitorilor acestei localități? Da, Lunca Ilve este beneficiara unei suprafețe de 6100 de hectare, teren forestier. Numai forestier sau și alte categorii? Deci mă refer doar la teren forestier, da. Ceea ce a făcut posibilă crearea unei structuri proprie. Noi, până la nivelul anului 1999-2000, am funcționat ca și, de fapt, perioada de după 97 am preluat aceste suprafețe, chiar și în 2000. Au fost administrate de către Regia Națională a Pădurilor. Da. Ca urmare a anumitor înțelegeri, ca urmare a altor aspecte de ordin economic, privind exploatarea haioasă, să nu spun așa, am reușit să creăm prima structură privată în județul Bistană Său. În acest fel avem, după cum ați putut observa, un ocol propriu care administrează suprafețele celor patru localități, respectiv Ilva Mare, Măgură, Ilve și Rotna, de aproximativ 18.300 de hectare, cu o conducere foarte bună, responsabilă,
Chiar în acest an am finalizat cel de-al treilea amenajament silvic. Amenajamentul silvic, după cum bine se știe, este oglinda ceea ce înseamnă administrarea fondului forestier pentru următorii 10 ani. Așa este. Faptul că am rămas în aceleași cifre, ca și acum 10 ani, ca și exploatare, înseamnă că a fost bine administrată și gospodărit. Suntem singura comună din România, poate o să vă minunați, care deține o pepinieră silvică. Noi am preluat-o de la Regia Națională foarte mulți ani în urmă, aproximativ 15-17 ani, într-un stadiu avansat de degradare, aproape infim, dar am considerat că, fiind tradiție, cu o pepinieră nunca evi, trebuie să o păstrăm. Chiar și cu, virgulă, costuri suplimentare, dar merită. Întrebam la un moment dat care sunt preocupările importante ale cetățenilor din Lunca Ilvei. Ce activități desfășoară, în afară de exploatarea lemnului, pentru că e o sursă importantă, economică, în primul rând, și nu numai lemnul, dacă vorbim de pădure, dar care sunt celelalte preocupări ale lor? Înțeleg că aveți un efectiv important de animale. Și aici e o problemă, deci a scăzut și scade anual efectivul de animale. Tocmai aici este marea problemă a noastră, a neamului românesc, că nu punem preț pe produsele noastre. Este un lucru foarte, foarte grav. Din acest punct de vedere, sigur că nu putem întreprinde nimic câtă vreme legile nu sunt favorabile acestor oameni care încă mai muncesc. Este generația, să zic, a treia și a patra care mai muncesc și de aici încolo nu știm ce se va întâmpla. Dacă ne raportăm la perioada de după Revoluție, efectivele de animale erau undeva, spre exemplu, vă dau câteva cifre, 4.700 de bucăți la bovină, în jur de 10.000 la ovine, cabaline în jur de 700 și 800. Astăzi suntem sub 1.000 de bovine, undeva la 7-800, la oi suntem undeva la 3.000, la cabaline în jur de 140-150. Da, scăderi semnificative. Da, pentru că, după cum bine ați observat, și în alte locuri în țară, generația tânără preferă un loc de muncă, pentru că mai devreme sau mai târziu este beneficiarul acelei vechimi și implicit o pensie la anumită vârstă, ori din gospodărie câtă vreme nu mai poți munci, nu mai ai cu ce trăi. Domnul primar, aveți o zonă superbă, foarte cu păduri, frumos, cu pășuni, o avere inestimabilă. Și mai avem ceva în plus, ce niște mai oameni minunați. Și oameni minunați, asta urma să spun eu, cu oamenii ăștia minunați care sunt în zona aceasta de munte. Ce v-ați mai propus să faceți din această localitate? Probabil parte din ceea ce am discutat până acum. Și odată lucrurile nu se termină, cum de fapt nici într-o gospodărie proprie nu se termină. Revenind puțin la subiectul anterior legat de promovarea localității, sigur că avem un segment destul de însemnat de tineri care au început să investească prin fonduri europene. Asta e important. Instalarea tânărului fermier, avem chiar mulți pretendenți la aceste finanțări și lucrurile vizibile. Cât se poate de vizibile, sperăm să fie un început. Pentru că din ce în ce Uniunea Europeană pune la dispoziție sume tot mai însemnate. Acum este pentru această simplu categorie de vârstă, da, pentru tineri. Sigur că da, sunt aceste proiecte de 70.000 de euro și la nivel de localitate avem foarte multe implementate. În curs de implementare sunt oameni care, să știți că au întreprins foarte mult pe zona respectivă. Deci stăm chiar foarte bine. Acum, ce se întâmplă din punct de vedere investițional? Sigur că lucrurile nu se opresc niciodată. De exemplu, faptul că am fost prima localitate din România care am realizat cadastrul general, o să vă minunați, dar așa este. Am început în 2009 și abia nu s-am finalizat, pentru că a fost extrem de greu, câtă vreme legislația nu a fost favorabilă în ceea ce înseamnă cadastrul general, chiar dacă discutăm și vorbim pe toate televiziunile. Am fost invitat chiar în aula facultății din Timișoara, unde am fost premiat cu ceva ani în urmă, ca și deschizător de pârtie. Cum s-ar spune, suntem la finale. Acest aspect nu a făcut altceva decât să rezolvă problema juridică a terenilor. Fie că este vorba de transmitere către moștenitor, fie că este vorba de vânzare. În momentul în care ai rezolvat problema juridică a terenului, de aici încolo poți discuta de dezvoltare. Este un lucru extraordinar de bun și de benefic. Acum, bine ar fi datorită acestui, toate primăriile ar înțelege acest aspect. Așa este, e foarte important. Să știți că atunci ne-au urmat câteva, vreo 5-6 la număr, acum sunt chiar foarte multe la nivel de județ care au început această lucrare. Dar este o lucrare greoaie. Noi am făcut-o pe bugetul local, despre deosebire de ceea ce se întâmplă acum. Este cu finanțare de la guvern, este cu totul altceva. Dar noi am realizat-o, suntem, bine mersi, rezolvat acest aspect. Datorită acestui cadastru, am reușit ca tronsoanele de drum
care mai dăună erau drumuri agricole sau erau drumuri proprietatea acestor cetățeni, să fie trecute în domeniul public și actualmente lucrăm la modernizarea acestor tronsoane de drum. De asemenea, suntem pe proiectul de extindere rețea de apă și canal. La momentul când l-am finalizat în 2012, datorită faptului că proiectul a fost implementat prin CNI, suma a fost tot secționată, tăiată și n-am reușit să cuprindem în întregime suprafața localității. La acea vreme am reușit doar 36 de kilometri de rețea de canal și tot atâția de apă. Acum venim cu suplimentare de aproximativ 5 și 5, plus minus, în așa fel încât să asigurăm întregime. De asemenea, lucrăm la amenajări de cursuri de ape, pâraie și așa mai departe. Și lista nu se oprește. Chiar zilele acestea se semnează un contract pentru modernizare grădiniță. Tot prin CNI este chemat constructorul până vineri să meargă să semneze contractul. Sperăm să dea și ordine de începere, așa fel încât să putem aduce școala, cea de-a doua școală pe care dumneavoastră ați văzut-o, să revină aici, ca toți copiii să fie în aceeași incintă. Cum stați la capitolul energie verde? Trecem la capitolul ăsta, foarte important, de se vorbește foarte mult și este iarăși un domeniu care atrage atenția în mod deosebit la toate nivelurile. Este un început promițător pe actuala legislație. Sunt foarte mulți oameni care au reușit să monteze și care sunt în curs de montaj panouri fotovoltaice, dar marea problema noastră este linie de transport la ceea ce înseamnă secea electrică. De exemplu, dacă vorbim de localitatea noastră, este o singură linie de transport și atunci sigur că te condiționează, special în zilele când este foarte mult soare, te limitează. Și atunci va trebui gândit, din acest punct de vedere, cea de-a doua variantă de linie de transport, în așa fel încât să aibă posibilitatea toți cei care produc la capacitate să poată să fie preluat. Cum se realizează încălzirea, că iarăși e important, chiar dacă aveți 6.000 și ceva de hectare de pădure, nu cred că lemnul este baza. Este eficient să folosiți lemnul ca atare. Și nici nu mi se pare corect să tăiem pădurile ca să le ardem. Corect. Deci nu e aici, din domnii guvernanți vor trebui să găsească soluții. Fie pe, nu știu, pe curent, pe gaz nu mai discutăm, pentru că revenind la subiect, la nivel de județul Bistan Săud a fost creată o asociație cu privire la promovarea acestor investiții pe gaz. Totul a fost ok până ce au sărit prețurile enorme mult. Lucrurile au rămas la faza respectivă pentru că la nivel de localitate este vorba de o magistrală de aproximativ 50 de kilometri, respectiv de la Năsăud până la Lunca Irvei. Ori în condițiile în care prețurile sunt atât de mari, vă dați seama că nimeni nu s-ar racorda. Da, rămas problema așa undeva moartă. Ce ar trebui făcut? Probabil pe sistemul de energie, când mă uitam la o paralelă a balanței de energie cu ceva zile în urmă, ce înseamnă țările europene, spre exemplu Franța, îl are de 5 ori și mai ieftin decât România. Noi avem capacități și hidro, și termo, și toate le-am închis din anumite considerente pe care sunt prea mic să le înțeleg, dar nu producem. Ar trebui să fie un excedent de energie pentru că avem potențial și în felul acesta să subvenționeze către populație, ca la rândul lor să treacă o parte. O parte sunt pe peleți, încep să treacă pe peleți. Iarăși un lucru extraordinar, pentru că la urmă prin igienizarea suprafețelor de fond forestier produce acei peleți. Și nu numai. Este un proiect ambițios al firmei SC Silvania de montare a unei centrale termice de capacitate. În acest fel sperăm să intrăm în parteneriat cu ei și am gândit o suprafață de aproximativ 2 km din localitate care să fie preluați de către această centrală termică. Energia termică. Da, pe zona centrală și respectiv ultracentrală. La ora actuală furnizează către blocurile ANL, respectiv sale de sport creșă. Deja da, sunt recordate la această de resursă. Foarte mulți ani, sigur că da. Și de asemenea avem noi o centrală proprie tot pe biomasă, montată cu 21 de ani în urmă, care asigură agentul termic către casa parohială, școală, grădiniță și respectiv dispensar. Câte pășune aveți, domnul primar? Avem aproximativ 1700 de hectare de pânațe, pășuni. Pe total sunt 3600, din care alpin în jur de 176, ce-a mai rămas acum, pentru că și aici, vis-a-vis de efectivele care scad. Înseamnă încărcătura este foarte mică, să foarte spun așa, mică, raportat la suprafața. Raportat la numărul de animale versus suprafața pe care o aveți în administrare. Așa este. Și aici trebuie umblat. Uite, sunt câteva obiective care bănuiesc că le aveți în vizor, le aveți în atenție și vă străduiți să le
aduceți așa la un nivel cât se poate de economic. Da, creșterea aici, efectivelor de animale. Creșterea efectivă, da. Aici, am văzut că există unitățile astea de procesare care preia spre prelucrare, procesare, laptele la un preț foarte bun. Există o cooperativă în zonă, da, la St. George's Bay, care preia, procesează la niște prețuri foarte bune și bănuiesc că un alt astfel de sistem și o astfel de organizare stimulează creșterea acum animalelor. Legat de preț, e o sursă importantă de venit. Îngăduiți-mi să vă spun că prețul nu este chiar cel care își merită cetățeanul. Niciodată nu este, da. De aia spun că statul ar trebui să intervine la capitolul subvenții. Procesatorul nu poate să dea... Cum vedeți subvenția pentru zootehnie? Este infimă. Cum o vedeți? E bună? E bine este aplicată? Este foarte bună, dar trebuie majorate aceste procente. Și cum trebuie acordat? Pe cap de animal, pe producție? Cam cum vedeți ca primar? Dar dacă vă întrebați, sincer, eu nu văd subvenție pe teren câtă vreme tu nu ai animale. Deci încărcătura de animale pe suprafața de teren ar trebui să fie dătătoare de ton. Și atunci să stimulăm pe oamenii, cei care produc cu adevărat, și nu pe cei care doar au terenul și încasează subvențiile. Este o problemă națională, am ridicat-o de atâtea ori această problemă. Mai departe, subvențiile care se derulează pe aceste asociații, nu este chiar ortodoxă chestiunea, câtă vreme proprietarul este comuna și subvenția este folosită de 3, 4, 5 oameni. Și atunci cine trebuie să primească? Cine ar trebui să primească? Subvenția trebuie să primească proprietarul. Iar banii respectivi să se regăsească într-un cont separat, ca și autofinanțat și să fie urmăriți de către organele de control al statului, ca ei să se reîntoarcă înapoi în tot ceea ce înseamnă curății de pășune, amenajarte, drumuri și așa mai departe. Corect, așa e. Problema am ridicat-o de N ori, dar probabil că interesele naționale sunt mult mai mari și atunci sigur că nu discutăm, decât avem posibilitatea să vedem cum se închid munții. Și dumneavoastră vedeți ce se întâmplă când treci Valea Prahovei, tot ce înseamnă în partea dreaptă venind spre Brașov, se închide cu vegetație forestieră, zona Sibiului idem, zona munților noștri, tot ce înseamnă munții Rodnei și nu numai, pentru că acești bani nu se mai regăsesc în ceea ce înseamnă. De aceea statul, prin politicile pe care le ar trebui să stimuleze pe cel care produce cu adevărat. Și atunci ar crește cu adevărat efectivele de animale. Trebuie să o spunem răspicat, nu se vrea. Pentru că mai degrabă trebuie să importăm, să producă mari mastodonii ai planetei, decât să producem noi românii, care producem și de calitate și la prețuri accesibile. Accesibile. Sigur că da. Da, este important ceea ce a spus și sper că cei care trebuie să audă să... Sper să o audă, măcar în ceasul 12. Să recepționeze acest mesaj, da, este important. Părerea mea că știu foarte mulți acest aspect. E bine să o spunem de câte ori avem prilejul, că poate până la urmă să înțelege care este varianta cea mai bună pentru a susține agricultura. Ceea ce vine în sprijinul nostru cu adevărat este această lege a muntelui, care nu face altceva decât să stimuleze aceste zone de care discutam, zone de deal, de munte, unde oamenii, să știți că ei sunt legați efectiv de pământ, de animale. Este singura sursă a lor de venit. Ori dacă noi aici nu insistăm și nu acordăm sume pentru ceea ce înseamnă muntele, va fi o problemă în viitor. Că indiferent ce vrem să spunem, produsele de calitate pleacă din zona montană. Dacă mă refer la tot ce înseamnă carne, lapte, brânză și așa mai departe, vedeți și dumneavoastră, din zona de câmpie ei sunt opționale. Ei pot să producă și aceste produse, dar poate să facă și altceva, poate să meargă pe cereale. Foarte bine. Corect, deci există altă sursă de venit, dar pentru zona montană nu există decât atât. Preșterea și aici animalelor trebuie insistat foarte mult de promovarea unor măsuri exprese pe tot ceea ce înseamnă gospodăria individuală, gospodăria țărănească, în așa fel încât să aducem și zona montană în ansamblu. În ansamblu e obligatoriu. Domnul primar, repet, mă bucur că v-am întâlnit, că și v-am mă cunoscut. Bucur că ați ales să fiți prezenți la Lunca Ilvei. Felicitări pentru tot ce ați realizat, succes pe mai departe. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să duceți mulțumesc mai departe. Am văzut că aveți o familie frumoasă, aveți așa doi cum copii, nepoți, să vă trăiască și să fiți fericiți. Și mulțumesc. Important mulțumesc este din suflet și vă așteptăm de fiecare dată când aveți posibilitate, cu mare drag. Există un loc unde natura se dărnește complet, în culori, parfumuri, arome. Acolo se meșteșugesc vinuri de legendă. Natura oferă, omul creează. Domeniile Ostrov, vin
cu pasiune din Dobrogea. La finalul săptămânii trecute am asistat la cea de-a 13-a ediție a festivalului lipovenesc de Jurilovka, un eveniment gastronomic în care se găsesc o multitudine de preparate din pește și o metodă de promovare a turismului. Cum reușește acest festival să promoveze turismul în localitatea dumneavoastră? Să știți că acest festival îl creștem într-un mod organic de 13 ani, a crescut de la an la an, l-am îmbunătățit de la an la an, avem împreună cu noi toată comunitatea locală. Noi suntem parteneri, suntem în aceeași barcă, spunem noi. Ne bucurăm să-i avem alături de noi pe toți cei din comunitatea noastră. Câte sate reuniți aici, comunitatea? Comuna Jurilovka are 3 sate și avem 4.500 de locuitori. Imaginați-vă că într-o comună de 4.500 de locuitori au fost 87.000 de oameni anul acesta, deocamdată. Anul trecut am avut 147.000 de oameni în Jurilovka în timpul festivalului. Cum se implică primăria în promovarea acestui consum al peștelui? Păi, pentru că, în primul rând, denumirea este una gastronomică, în primul rând, festivalul este unul dedicat peștelui și borșului de pește. Noi ne bucurăm că reintră în gustul românilor gustul acesta de pește și mâncarea de pește. Portul acesta este făcut anume pentru a promova turismul din Jurilovka și îndeplinește cu brio și îndeplinește toate condițiile. Ne aflăm acum pe podul central al portului, pe unde trec mii de oameni și weekendurile sunt pline, vara este plină, Jurilovka este plină de turiști. Noi ne bucurăm de lucrul acesta. Printre personalitățile locale l-am remarcat și pe domnul Cătălin Balaban, președintele Asociației de Pescari Golovița, care ne-a răspuns la câteva întrebări legate de activitatea domniei sale. Cum sunt noi cu cantitatea de pește a României? Am putea să susținem cererea și producția necesară asigurării hranei românilor? Da, într-adevăr sunt implicat în această activitate de reprezentativitate a localnicilor care desfășoară activitatea de pescuit comercial din zona lagunară Razim-Sinoe din 2007 și pot să spun că nu este chiar atât de ușor să fii pescar, dar prin faptul că suntem membri într-o federație, că am reușit cumva să avem un dialog cu reprezentanții din instituțiile statului și că au înțeles că această activitate trebuie susținută și cumva pescarii să fie ajutați, în momentul de față am reușit ca pescarii să fie cei care să poată să valorifice peștele în mod direct către consumatorii noștri și aici dacă e să vorbim despre restaurantele locale, despre punctele gastronomice locale, este un lucru extraordinar pentru că pescarii au posibilitatea să aibă un câștig mai mare față de perioada în care pescarii erau obligați să predea către o societate, iar acea societate să-l revândă mai departe. Și atunci am reușit cumva să apropiem pescarul de către consumatorul final. Deci pește putem să spunem că este. Resursa se vede că este în creștere. Se văd și rezultatele proiectelor făcute de cei din cadrul administrației rezervației biosfere Delta Dunării, unde au fost decolmatate mai multe canale care făceau legătura din complexul lagunar Razim-Sinoe dintre lacul Razim și brațul Sfântul Gheorghe. Deci cumva noi spunem că resursa este. Acum încercăm cumva să așezăm și piața ca să ajungem pe piață cu produse de calitate, produse proaspete.
și să fim cu toții mulțumiți, și pescarul și consumatorul. Proveniți din rândul pescarilor, tot timpul luați legătură cu ei, știți cam care sunt toate ofurile, problemele. Ce ați putea să ne spuneți? Din păcate, birocrația asta ne îngreunează cumva activitatea, pentru că știm foarte bine, pescarii nu au o educație, să spunem, crescută și este foarte greu pentru ei ca să meargă din instituție în instituție, să obțină tot felul de autorizații, avize, permise, și atunci cumva ne dorim ca cei din instituții să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă în realitate și să vină în colaborare cu noi, să găsim soluțiile cele mai bune ca să simplificăm această procedură de birocrație și, pe de altă parte, să continuăm toate demersurile și proiectele pentru decolmatare, pentru că este o problemă care este frecventă și care cumva împiedică rutele de migrație, ca să spunem, a peștelui. Și un lucru foarte important, un semnal pe care l-am tras, a fost să încercăm să redeschidem gura portiței, vechea gura portiței, legătura, comunicarea dintre mare și lac, pentru a aduce și o biodiversitate mai bună în complexul lagunar Azim-Sinoe. Ce modalități de finanțare au pescarii dacă vor să-și facă o propria afacere, cum spuneați dumneavoastră, să ajungă direct la consumator? Da, este programarea 2021-2027, este prin programul pentru acvacultură și pescuit. Sunt fonduri destinate pescarilor, familiilor de pescari și comunităților din teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării. Încă nu s-au publicat ghidurile, dacă e să vorbim de flagurile care vor depune strategiile pentru programarea aceasta. Cât de mult ajută un festival de așa amploare, un pescar, o afacere? Ajută prin faptul că cei care ne vizitează consumă peștele nostru local și peștele proaspăt. Ceea ce, din păcate, în supermarketuri, în piețe, găsim de regulă pește de import. Și atunci noi nu mai știm exact care este gustul peștelui autohton, gustul peștelui proaspăt. Și atunci, practic, interacțiunea asta prin organizarea de aceste evenimente de către cei care locuiesc în zona urbană, înțeleg de fapt care sunt diferențele între dau un exemplu aici de un crap adus din Spania și un crap pescuit din lacul Razim. Adică este o diferență. Și atunci, practic, asta ne dorim prin aceste evenimente, ca să-i aducem cât mai aproape de producătorii locali, să înțeleagă ce înseamnă un produs sănătos, un produs curat, un produs românesc. Noi o să venim și cu altă ocazie să ne arătați tot acest traseu al peștelui, de la pescuit până la consumator. Vă așteptăm cu drag, pentru că asta și recomandăm și asta încercăm să facem acum și cu pescarii, ca turiștii care sunt cazați în Jurilovca să aibă posibilitatea să se urce în barcă cu un pescar, să meargă dimineața să ridice uneltele de pescuit, să ia captura și să meargă acasă să facă un preparat sau două preparate, să vadă și cum se prepară peștele, nu numai cum se pescuiește. Noi importăm foarte mult pește. Da, din păcate asta este o problemă, dar asta ține de piață. Și de asta întotdeauna noi am susținut cumva și asocierea din rândul pescarilor, pentru că numai așa poți deveni o voce unitară și o voce puternică pentru a susține, pentru că e foarte greu dacă ești 1, 2, 3 pescari și ești unul pleacă într-o parte, unul în altă parte, atunci din păcate nu reușești să faci ceva constructiv și ceva care să te ajute în a îți dezvolta activitatea, în a-ți asigura un câștig corect pentru tine și familia ta. Mai ales că, din păcate, vedem că tinerii pleacă din ce în ce mai des la oraș. Activitatea de pescuit nu este o activitate atractivă. Ori noi vrem să o ducem în zona în care, să spunem, că pescuim calitativ și nu cantitativ. Adică dacă reușim
să-i dăm o valoare mai mare a capturii noastre, cu atunci nu vom mai fi nevoi să vindem peștele foarte ieftin. Bună ziua, cum vă numiți? Turcu Eugenia, liderul ansamblului folcloric lipovenesc Juravel, care simbolizează un grâmpei din viața spirituală a comunității din Jurilovca, și am așteptat cu drag acest minunat festival. Da, câta ediție participați? De câte ori ați venit până acum? De fapt, facem parte dintr-o asociație pro-dezvoltare Jurilovca 21 și noi am fost inițiatorii acestui festival din 2009. Felicitări, iată ce... Dumneavoastră, da, puteți să numărați anii, că nu contează. Contează că încercăm și reușim să transmitem bună dispoziție tuturor participanților. Dar nu în primul rând felicităm primăria, Consiliul Județean, care s-au implicat și de fiecare dată iese ceva superb. Deci revin oaspeții dragi care ne calcă pragul, revin cu drag în această comunitate. Ați atras toate privirile, aici sunteți în punct de atracție. Aveți un costume foarte frumos, sunteți foarte frumoase, să ne mulțumim despre tradiții. Ce conține acest costum tradițional? Despre tradiții, păi acesta este și scopul nostru. Punem în valoare tot ce are mai frumos comunitatea aceasta și ansamblu. Costumele tradiționale, da, cântece străvechi, lipovenești și rusești și dansul. Dar nu în ultimul rând gastronomia locală. Cred că dumneavoastră v-ați bucurat imens în aceste două zile de festival cu așa delicii pescărești. Un răsfăț culinar. Dar care sunt, da, mă rog, particularitățile acestei tradiții, acestui dans, voioșia cu care cântați? Da, veselie. Nu numai veselie, dar și bucurie, că facem parte din această comunitate și împărtășim așa cu drag tuturor veselia noastră. Asta coroniță pe care o porți tu, specific tineretului sau cum? Tineretului, deci domnișoarelor, este, se numește cacușnic, este deosebit, iar noi, femeile măritate, purtăm tichia în spate și este simbolul nostru de reprezentativ, da. Deci nu putem să zicem că suntem domnișoare pentru că ne trădează chicica. Așa se numește această tichie. Da. Ne cântați așa un mic fragment reprezentativ. Da, sigur că da, cu drag. Uzi în supra ulu ce carac e doi, iar mășcoie graiut, maruși în cupaion. Oira, oira, rara, oira, oira, rara, iar mășcoie graiut, maruși în cupaion. Oira, găsit un producător autentic de borș lipovenesc. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, Soare Nicolae. Și sunt localnic din localitate și pescar de meserie. Și să vă prezint borșul pescăresc. Câte porții ați vândut până în momentul ăsta? A doua zi de festival. A doua zi, până în momentul de față, 5-600 de porți. Cam la ce preț e borșul lipovenesc? Variază între 25, 30, depinde de fiecare... Chiar arată. Da, de fiecare cum a comercializat peștele. Care sunt ingredientele de bază? Peștele, normal. Are caras, somn, șalău, crap, plătică în el, cam toate sortimentele de apă dulce. Și trebuie făcut simplu. Nu trebuie ingrediente ardei, roșii și ceapă. Se vinde în continuare, da. Da, ceapă.
Și asta e tot secretul la borș. Acrit cu oțet, lacrimi noi, unii lacresc și cu borș. Sunteți pescari aici din zonă. Cum decurge această producție de pește în România? Pește puțin, din ce în ce mai puțin pește. N-aveți voie să pescuiți cât ați dori? Este voie, dar nu mai e pește, din ce în ce mai greu. Autentic vorbim, nu de Grecia, nu de... Care credeți că sunt cauzele? Și pescuitul, și s-a schimbat timpul. Vine vara, e vijelii, iarna e cald, nu mai știm cum este, din cauza la atmosferă, la timp. Aveți permis de pescar, nu? Da. Barcă? Tot. Și permis, și licență, tot de pescuit. Și braconierii, că nu prea mai vă confruntați, că n-au pește ce să iasă. Braconieri suntem toți, nu doar... Sincer, ne-am cam chinuit să strângem de vreo două săptămâni, trei peștele, ca să putem să facem un eveniment cât de cât. Și tot nu am fost pregătiți cum trebuie cu pește. Satul de vacanță Gura Portiței a fost o alternativă foarte avantajoasă și o alegere perfectă pentru cei care au avut nevoie de cazare în preajma locului de desfășurare a festivalului. Ne aflăm la Gura Portiței, o oază de relaxare, alături de administratorul acestui complex turistic. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Gura Portiței! Să ne spuneți cum ajungem aici, în acest complex turistic, și ce am putea să facem? Păi, la Gura Portiței puteți ajunge numai cu barca, pentru că trebuie să traversăm lacul Golovița. Ăsta e un traseu de aproximativ 25 de minute și în momentul în care ați ajuns aici, primul lucru pe care o să-l observați va fi că vă aflați între Marea Neagră și complexul lagunar Razim Sinoe. Asta conferă cumva unicitate zonei. În al doilea rând, vă puteți odihni aici la Gura Portiței, cu siguranță o să plecați mai odihniți. Nu există zgomot aici, nu există muzică dată tare și lumea în general păstrează un ton calm, aș putea spune eu. Cum ne aflăm în rezervație, vă puteți plimba și pe plajă, de exemplu, aici plajele sunt nelimitate, cum s-ar spune, vă puteți simți ca un proprietar de plajă, dacă vă place să vă imaginați așa. Și în rest, să mâncați un pește la restaurantul pe care îl deținem aici, să vă cazați eventual în zonă, dacă vreți să petreceți câteva zile, un sejur la malul mării cu vedere direct în balcon către mare. Cam asta, cam ce se poate face la mare, în principal, vara. Să ne puteți spune câteva cuvinte despre acest complex turistic. Ce conține, cum le-ați amenajat dumneavoastră ca și structură? Se adresează mai multor categorii, nu? De oameni cu bugete diferite, nu? Nu neapărat un buget exorbitant. Nu? În principal, da, tarifele diferă ca de obicei, cam ca la toți hotelierii, de la extra sezon până la vârf de sezon, când în principal e luna august. Ele sunt pentru bugete diferite. Dacă vorbim de luna mai, iunie, septembrie, aș putea spune că e accesibil pentru foarte multă lume. Dacă vorbim de lunile iulie, sfârșit de iulie și luna august, acolo tarifele cresc pentru că și cererea e foarte mare. După cum bine cunoaștem toți, vin vacanțele și toată lumea vrea să plece la mare. Ce pot să vă spun? Un tarif la noi include parcarea la Jurilovca, transportul peste lac dus întors, mic dejun, cazare cu vedere direct către mare, în cazul în care mai sunt camerele disponibile cu vedere către mare, și poate să ajungă pentru două persoane undeva la, pleacă de la 190 de euro chiar și poate să ajungă până la 150 de euro. Depinde de sezon, dacă e în august sau e în extra sezon. Se poate spune dacă oamenii ar putea să vină cu cortul personal? La cort poate veni practic ca și la cazare oricine, fiecare cât rezistă, cât de bine se simte, loc disponibil e destul, deci cine e doritor să vină cu cortul, oricând. Cam cât pe an costă întreținerea acestui loc ca și administrator? Destul de greu, pentru că noi suntem privați, nu prea are cine să te sprijine ca privat. Într-adevăr, cheltuielile de operare sunt mari și din ce cauză sunt mari? Pentru că suntem izolați și atunci apa trebuie să o potabilizăm și să o epurăm. Ia că numai anul ăsta, de exemplu, am investit o sumă destul de mare în ceea ce înseamnă... Deci, de exemplu, stația de epurare a costat undeva la 180.000 de euro. Deci a trebuit să o retehnologizăm în prisma faptului că
trebuie menținută raportul între capacitatea de cazare și apele uzate, să spunem așa. E, deci numai asta a costat o groază de bani și plus că întreținerea ei are de tot felul de soluții cu care funcționează. La fel potabilizarea, la fel tot ce înseamnă transportul pe apă, al alimentelor, al deșeurilor. Asta face să ducă la niște cheltuieli de operaționalizare mari. Tocmai și de aia am putea spune că avem tarife mari în luna august, în măsura în care ne permitem să le facem mari, că știți cum e, trebuie să găsești raportul între ofertă și cerere întotdeauna. Dar, după cum toată lumea știe, zonele izolate, zonele insulare, întotdeauna au costuri de întreținere mult mai mari decât zonele continentale. Asta e o certitudine. Da, ne descurcăm, portița e frumoasă așa cum e ea și cred că cine a trecut pe aici, în principal, a fost plăcut surprins. Păstrați această particularitate a locului, culorile, albastru, stufu, nu? Într-adevăr, încercăm să păstrăm în zona asta tradițional lipovenească, să-i spunem așa. E și o obligație în ceea ce privește regulamentul de urbanism local. Chiar Comisia de Urbanism îți impune anumite norme în ceea ce privește aspectul clădirilor pe care le deținem. De la stuful pe care îl vedeți pe acoperiș și până la tâmplăria din material lemnos trebuie să fie obligatoriu. Culoarea ei, iar e importantă, dimensionarea, mă rog, mult mai multe detalii, dar în principiu construcția trebuie să aibă o anumită formă, un anumit volum și o înălțime maximă admisă de 12 metri la vârful coamei, dacă e să vă dau un detaliu strict tehnic. Asta implică anumite costuri suplimentare în ceea ce privește eficientizarea unor spații hoteliere. Da, având în vedere că suntem o rezervație, trebuie să ne asumăm și lucrul ăsta până la urmă.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să ne scrieți. Dacă nu, procedați tot așa. Oricum ar fi, noi vă dăm întâlnire și duminica viitoare, la aceeași oră, 12:30, pe canalul Agro TV. Și încă ceva, ne puteți urmări de asemenea pe Facebook și pe YouTube. Și înainte de a ne despărți, vă rog să nu uitați un lucru. Lumea satului, oameni buni, este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta, da, da, și a ta, oriunde ne-am aflat. Pe curând, oameni buni! Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiilor Domeniile Ostrov și NHR Agro Partners.